Prieteni, noi rămânem la capitolul mărțișor. Confecționarea mărțișoarelor este o adevărată artă. O demonstrează meșterii handmade care, pe lângă modelele tradiționale, sunt pregătiți să scoată pe piață accesorii cu elemente adaptate noilor tehnici de confecționare. Colega noastră, Nicoleta Adam, știe cum arată mărțișoarele versatile. Mărțișorul reprezintă un simbol al renașterii naturii. Chiar dacă suntem în plină iarnă, cu pași grăbiți ne apropiem de momentul în care vom purta acest simbol. În această dimineață facem cunoștință cu Mihaela Postica, tânăra care creează mărțișoare într-un stil personalizat. Primul mărțișor a fost împletit dintr-un fir alb și altul negru, cel din urmă fiind înlocuit în timp cu unul roșu, culoarea care simbolizează iubire și credință. Albul, la rândul său, semnifică puritate și inocență. Dacă până nu de mult optam pentru un mărțișor minimalist, iată că acum la mare căutare sunt cele confecționate din broderii, mărgele, pietre, paiete sau, de ce nu, pietre prețioase. Oricum ar arăta, însă mărțișorul reprezintă un simbol național. Pentru mine este un simbol al țării noastre, adică se poartă toată luna martie, fiecare deja își alege ce model dorește. Sunt care, de exemplu, după luna martie îl leagă într-un pom fructifer pentru a fi curată și îmbelșug tot anul pomul. Dar eu, de exemplu, am preferat să fac anul acesta mărțișoare mai stilizate. De ce am decis să fac broșii mărțișor? Pentru ca persoanele după 8 martie să poată scoate acest mărțișor și să poartă în continuare broșa, adică să aibă un accesoriu minunat pentru orice ținut. O alternativă potrivită ar fi mărțișorul minimalist combinat cu alte elemente de decor. Talismanul primăverii poate fi confecționat după imaginația fiecăruia. Dacă optați pentru unul de tip broșă, cu siguranță îl veți putea asorta și la alte ținute. La mine tendințele mode sunt perioada anului. De exemplu, vara sunt accesorii pentru mirese, perioada de toamnă sunt coliere, deja nu prea accesorii pentru mirese, primăvara deja mărțișoarele să fie și din nou vara iarăși coroane. De exemplu, un mărțișor durează cam la 4-5 ore la confecționare. Folosesc diferite pietre, și perle, și pietre din sticlă, și Swarovski. Deja asta tot în dependență de comanda care o am din partea clientului. Adică fac pe comandă cu orice materiale, dar mă străduiesc, adică să fie cât mai accesibil pentru buzunarul fiecăruia. Unicitatea lucrărilor manuale a fost mereu apreciată, de aceea meșterii populari încearcă să creeze cât mai multe articole tradiționale pentru a promova cultura țării noastre și dincolo de hotare. Chiar am avut și în multe alte țări comenzi, m-au întrebat, doar că nu mereu este posibil să livrez aceste comenzi. Mi-au spus că doresc să, chiar am întrebat, adică vreți să faceți cadou pentru tot pentru români? Și am spus nu, vrem să aducem cultura noastră și în alte țări și să dărâm câte un mărțișor, chiar dacă italienii sau francezii nu poartă, nu e în tradiția lor să poarte mărțișoare.